Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Rapidul de ieri înfruntă Rapidul de azi. Marius Moldărășanu, rapidistul cu cele mai multe jocuri în cupele europene. Dani Coman, portar intrat în legenda Giuleștiului, întâlnesc astăzi echipa pe care au slujit-o ca jucători și au făcut-o foarte bine. Astăzi ambii sunt conducători la Sibiu, unul pe bancă, altul la birou. Elegantă de Pierre Abifun, Șonj ajunge din nou la Brown. Centrare care duce balonul în plasă, Ioniță! Ce deschidere de scor! Rapidă! O fază pe care am văzut-o și acum un minut și ceva atunci, însă centrarea lui Brown nu a reușit să ajungă în careu și se confirmă ce arată statistica. Până la acest joc, Hermannstadt primise un gol în 9 dintre cele 10 partide disputate. Și în orice caz ia gol în fiecare meci acasă în această ediție de campionat, dar faza este superbă. Aici duelul aerian câștigat de Iacob. Cred că aici au încercat gazdele să aducă un argument împotriva acestui gol. Este depășit Butean, apare destul de târziu acolo la dublaj al Hassan. Și vine târziu Sotamino cu Ioniță. A fost aproape lângă el, îl lasă apoi să treacă. Gol splendid după o acțiune foarte bine începută. Mă uit la Bucuroiu, tânărul jucător al Sibienilor, foarte elegant, se mișcă, cam lent însă. Ce bună pasă aici pentru Balaure! Trează Iacob. Iacob trebuie să fie fost. Dar e o verticalizare pe care o regăsim după ce am văzut-o și la partida cu FCSB. A fost Iacob, a fost Borza care vine de pe flancul opus și strânge la timp. Balaure. Intervenție bună. Centrarea lui Medina. Lovitura de cap încercată de Paraschiv. Cea mai frumoasă fază a Sibiului. Execuție grea. Minge ștearsă pentru a prinde colțul lung. Bună centrarea lui Medina. Ieșit puțin din cadrul porții. Paraschiv nu reușește să dea gol. Pasator bun. Silviu Balaure. Acum a dat-o bine pentru Paraschiv. Paraschiv, Balaure din prima, alături. Mare ocazie. Fază simplă. Și de fiecare dată, locul corect, poziția cea bună. Balaure vine singur. Da, greșit grav și pare rău să spun. Borza. S-a întors. Da, Borza a dormit la faza asta. Paraschiv a plecat de lângă el. Bate bine Balaure, gol al Hassan! Offside. Nu știu dacă a fost el. Da. Offside clar. Da, mare. Săpunaru pentru Albu. Frumoasă pasa lui Albu care duce mingea până la Funcho. Funcho, întârzie puțin, Funcho! Și-a potrivit bine mingea, a culcat doi adversari, dar după această fază reținem mai degrabă pasa lui Albu. Deci n-a fost offside. N-a fost offside. Medina stătea prost. Da. Pe cealaltă parte a terenului. Totuși egoist aici, Funcho. Urcă Butean, găsește poarta, Butean, gol! Să vedem dacă nu cumva este și acum un offside. Momentan nu vine semnalizarea de la margine, a avut loc de șut. Ba da, fluierături, ale cui sunt. Sibienii continuă să se bucure. Și cei din tribună și cei din teren. Acum este rândul cabinei VAR și al camerei de pe 16 metri. Să ne arate poziția lui Valerica Găman la șutul lui Butean. Uite-l.
Aici rapidiștii au greșit, le-au lăsat foarte mult spațiu. Poziție regulamentară. Regulamentară. Gol corect, 1-1. Să știi că Butean are șut bun. Moldovan pus în dificultate și de încercarea de respingere a lui Rahmani. Pleacă centrarea. Papel! Și bară! Ce fază! Extraordinar! Papot în vinclu acolo. Cei de pe margine solicită gol. Papot clatină din cap, semn că a văzut. A văzut că mingea n-a intrat. S-a accidentat Paraschiv. Ce fază! Extraordinar! Rapidul putea să iasă. Ia toate punctele. Ce șansă acum de contraatac pentru Sibieni. Ce greșeală, dar rămâne mingea la ei. Scoate Moldovan. Fii atent. Da, a întors-o Sotamino. Săpunarul practic a fugit de el. Săpunarul a plecat de lângă și. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!